Primăvara bate la ușă, iar simbolul debutului acestui anotimp înfrumusețează târgurile din urbea noastră. Copiii și părinții au lucrat alături de voluntari și au confecționat mărțișoare. Acestea au făcut obiectul unei expoziții cu vânzare deschisă publicului la centrul de zi Vladimir Ghica. Astăzi începe târgul de mărțișor, numit Un zâmbet de primăvară. În cadrul acestui târg vom vinde mărțișoarele făcute de copiii din centrul Vladimir Ghica, copii cu nevoi speciale, împreună cu familiile și voluntarii centrului. Banii pe care îi vom strânge în urma acestui târg vor fi folosiți pentru activitățile de socializare și grupurile de dezvoltare independentă ale copiilor cu nevoi speciale din centru. Vă așteptăm cu drag pe toți! Cumpărând un mărțișor, puteți oferi un zâmbet de primăvară copiilor din centrul Vladimir Ghica. Sumele obținute în urma comercializării mărțișoarelor vor fi folosite pentru activitățile ce se vor desfășura cu copiii în această instituție caritabilă.